Vine o informație de ultimă oră. Directorul Gazprom, care a fugit din Rusia după invadarea Ucrainei, cere judecarea și executarea lui Vladimir Putin. Citez, trebuie să fie judecat și spânzurat, dar numai în conformitate cu legea, a declarat Igor Volobuiev pentru The Telegraph. Înalt oficialul Gazprom a apărut la Kiev săptămâna trecută, declarând că a fugit din Rusia pentru a lupta alături de soldații ucrainieni. Numărul oligarhilor care au legătură cu Gazprom și care au murit în condiții suspecte în ultimele săptămâni a ajuns la 5. Ultimul deces a fost anunțat chiar ieri. Silviana Baicu vine cu toate informațiile. Silviana. Bun găsit! Directorul stațiunii de schi a gigantului rus Gazprom este ultimul dintre oligarhii găsiți fără viață. Oficial, Andrei Krukovski a murit căzând de pe o stâncă. S-a întâmplat la Sochi, ironic sau nu, stațiunea preferată a lui Vladimir Putin. Acum, circumstanțele incidentului care îl vizează pe Krukovski sunt cercetate de anchetatori. Nu este însă singurul caz. Alți 6 oameni de afaceri ruși s-au sinucis de la sfârșitul lunii ianuarie, 3 dintre ei omorându-și și membrii familiei înainte de a-și lua viața. 5 dintre cei morți erau asociați cu gigantul energetic rus de stat Gazprom sau cu una dintre filialele sale. Un director executiv de la Gazprom a fost găsit mort în cabana sa din satul Leninski, lângă Leningrad, pe 30 ianuarie 2022, potrivit presei de stat ruse, care a anunțat că la fața locului au fost găsit un bilet de adio și că anchetatorii investigau moartea ca sinucidere. La doar o lună după aceea, un alt director executiv de la Gazprom a fost găsit mort în același sat. Tiulakov a fost găsit mort în garajul său pe 25 februarie, potrivit Novaya Gazeta, un ziar independent rus, care ulterior a raportat că s-a sinucis. CNN a cerut Comitetului de Investigație al Rusiei să comenteze cele două cazuri, dar nu a primit niciun răspuns. Mergem mai departe și vorbim despre Mihail Watford, un miliardar rus născut în Ucraina. El a fost găsit mort în casa sa din Anglia pe 28 februarie. Un alt om de afaceri rus, Vasili Melnikov, a fost găsit mort alături de familia sa la sfârșitul lunii martie. Potrivit Comitetului de Investigații din Rusia, bărbatul de 43 de ani, soția sa, dar și cei doi copii au fost găsiți înjunghiați. Iar la începutul lunii aprilie, încă 2 oameni de afaceri ruși au murit în incidente aparent crimă-sinucidere. Vladislav Avaev, fostul vicepreședinte al Gazprom Bank, a fost găsit mort împreună cu soția și fica sa în apartamentul lor din Moscova pe 18 aprilie, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS. Doar o zi mai târziu, Serghei Protosenia, fostul director al producătorului de gaze Novatech, care este parțial deținut de Gazprom, a fost găsit și el mort. Cadavrele soției și fiicei sale au fost găsite la locuința lor din Barcelona.